Bună ziua, dragi prieteni ai întrebării zilei, așa cum v-am obișnuit. Avem un alt invitat special și anume pe doamna Mirela Retega. Bună, Mirela! Te pup, Gabi. Și să știi că la mine în telefon ești Gabi Moș, în continuare. Eu cu Mirela ne cunoaștem de vreo 10 ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte. Poate chiar mai bine. Poate chiar mai bine. Am colaborat foarte bine împreună și cu siguranță vom mai colabora și de acum încolo când va veni momentul. Pe Mirela, cu siguranță, că știți, este mamă, în primul rând, om de radio, om de televiziune și creatoarea fenomenului Zurli. Cum a fost, Mirela, toată această perioadă pentru tine, pentru voi? A fost o provocare pentru noi, pentru că nu ne-am oprit din activitate. Am considerat că e o perioadă în care putem să dăm înapoi din ceea ce am primit în toți anii ăștia de la publicul nostru. Mi-am dat seama că va fi o perioadă grea pentru părinți să gestioneze timpul pe care îl petrec cu copiii acasă și atunci discuția cu colegii mei a fost ce facem? Intrăm în pauză, stăm să citim, să gătim, să ne gândim cum ne mai omorâm timpul sau venim la muncă în continuare, asumându-ne toate riscurile și chiar au fost niște riscuri la care ne-am expus și toată lumea a fost de acord că treaba noastră e să mergem mai departe și am încercat să fim prezenți foarte mult. Dimineața am fost la televizor, la Antena 1, la Neața, după amiaza am fost în online. Iar între intervențiile în direct am muncit foarte mult la conținut și la ce facem mai departe. A fost o perioadă extrem de creativă pentru mine personal. Am scris mult, am gândit mult, am creat concepte noi, personaje noi și ăsta este motivul pentru care noi abia acum intrăm în izolare, în autoizolare, cu ghilimelele de rigoare, într-o distanțare de muncă pentru câteva săptămâni. Practic, alături de doctori care au fost în linia întâi, voi cu Zurli ați continuat să aduceți bucuria în sufletele copiilor în toată această perioadă. Cred că am fost unii dintre cei mai prezenți în viața publică dintre artiștii români în perioada asta și cred că acolo ne era locul, pentru că publicul nostru n-avea cum să înțeleagă că nu ne ducem la spectacole, că nu se mai întâmplă evenimente. Voi, actorii, puteați să vă convingeți oamenii că așa stau lucrurile, dar copiii n-aveau nicio vină. Așa este. Că suntem în perioadă, vorbim despre copilărie. Vreau să-mi spui, Mirela, care este prima ta amintire în calitate de locuitor al acestei planete? E un costum de albinuță pe care l-am purtat la grădiniță. Cred că eram într-o serbare în primii ani de grădiniță. Asta mi-amintesc. Și mai mi-amintesc niște cizme de cauciuc pe care le purtam și niște bălți în care săream cu cizmele alea. Și care ar fi mirosul sau gustul, sentimentul care te teleportează direct în copilărie? Cred că mirosul de găinaț. Mă gândesc la găinile bunicii mele și miros de cartofi copți în sobă și miros de mămăligă. Am stat foarte mult la țară în perioada copilăriei mele. Aproape cele mai puternice amintiri le am de acolo, de la țară, dintr-un sat. Se numește Căianu Mic, din județul Bistrița Năsăud, de unde sunt părinții mei. Și eu mi-am petrecut vacanțele în mare parte la bunici, așa că știu ce Înțelegi. spui. Da. Ai cumva un motto sau un proverb care ți-a devenit ca o filozofie de viață? Sunt mai multe. A fost o vreme în care îmi spuneam că atitudinea îți dă altitudinea. Depinde cât de drept stai, atât de înalt te văd ceilalți. Pe urmă, a fost o perioadă în care deasupra biroului meu era scris: tu poți să ai dreptate, eu vreau să am succes.
în ideea în care nu stăm să ne batem care dintre noi are dreptate. Eu sunt șeful, îmi asum toate riscurile și toate costurile, așa că va trebui să facem lucrurile după mine. Acum, cred foarte tare în ideea de a fi tu schimbarea pe care o vrei în lume și probabil că în ultimii ani mă ghidez mult despre ea, iar fraza de referință care dă și titlul unei cărți pe care eu am scris-o acum mulți ani și care a apărut acum 5 ani este: astăzi este despre astăzi. Și cred că îmi trăiesc viața după acest motto de vreo 10 ani încoace. Am înțeles. Alegi să răspunzi invidiei sau micilor meschinării atunci când ele apar? Mă dor, să știi, și mă trezesc că îmi vine să răspund, dar am învățat în ultima vreme că nu merită, pentru că, din fericire, eu am avut de-a face cu foarte mulți oameni frumoși și cu foarte mulți oameni care au apreciat cu adevărat munca mea și efortul meu și creativitatea mea și șansele mele. Și am învățat în ultimii ani să nu mă mai opresc din drumul meu din cauza micilor răutăți ale oamenilor neiubiți, ale oamenilor care nu au avut noroc, ale oamenilor care nu au știut să facă alegeri bune și se uită cu tristețe. Am trăit la un moment dat o experiență cu o prietenă care suferea foarte tare din invidie, dar nu din invidia pentru mine, ci pentru altcineva, și făcuse o criză, iar tata m-a chemat și mi-a spus: n-aș vrea niciodată să te văd în felul acesta. Pentru că asta m-au învățat ai mei, să nu invidiez, și n-am cunoscut sentimentul ăsta niciodată. Oricum, mi-e foarte greu să cred că cineva ar putea să mă invidieze, pe bune, dar de ce? Ce am eu în plus și n-are celălalt? Că tot ceea ce am eu ar putea să aibă oricine, ar munci măcar cât muncesc eu și ar... Adică la mine lucrurile sunt destul de clare în capul meu. Nu înțeleg invidia. E ceva ce nu înțeleg. Dar nu vine să răspund invidiei, îmi vine să-ți explic ca să înțelegi că nu e ok, știi? Și îmi vine să consum timp ca să te fac să pricep că n-ai de ce să fii invidios, pentru că dacă ai dormi atât de puțin cât dorm eu, dacă ai munci atât de mult cât muncesc eu, dacă ai risca atât cât risc eu, dacă ai renunțat la toate lucrurile la care renunț eu, și tu ai putea să ai aproape aceleași lucruri pe care le am eu. Și cu siguranță n-ar mai fi timp de invidii. Dar îmi vine să-ți explic. Dar mi-am dat seama că nu merită să ne oprim din treaba noastră, pentru că doar cine nu vrea nu vede cu adevărat câtă muncă e în spatele unui succes, câte riscuri și câte renunțări sunt acolo. Așa este. Spune-mi, te rog, în momentele în care ai vrut să ai simțit că îți vine să renunți la un proiect, totuși, de unde ți-ai găsit energia și forța de a merge mai departe și de a-l duce până la capăt? Gabi, să știi că au fost proiecte la care am renunțat. Pentru că, uite, dacă atunci când m-ai cunoscut tu, acum aproape 15 ani, eram din categoria azimut, îmi stabileam ținta și știam că trebuie să ajung acolo cu orice preț și cu orice efort, îmbătrânind, nu mai fac asta. Îmbătrânind, îmi evaluez cap ce efort trebuie să depun, ce preț plătesc, merită prețul ăsta, sau poate în timpul ăla mai bine citesc o carte, sau poate în timpul respectiv mai bine stau de vorbă cu Maia, sau poate dorm, pur și simplu fac lucruri pentru sufletul meu. Dar au fost situații în care mi-a venit să mă opresc din Zurli, din proiectul Zurli, cel puțin de 2 ori în 10 ani de zile, când răutatea oamenilor din jur m-a copleșit pur și simplu. Și am simțit că nu mai vreau să am de-a face cu ei, că eu pot pur și simplu să mă rog să-mi văd de meseria mea de om de radio și să mă așez la microfon, să-mi fac treaba câteva ore și pe urmă să fiu liberă cu viața mea. Nu trebuiască să dau socoteală nimănui și să răspund tuturor întrebărilor celorlalți. Dar în momentele alea mă conversez cu Dumnezeu. Încerc să îmi amintesc rolul pe care l-am eu pe lumea asta și eu chiar cred că pe mine Dumnezeu m-a lăsat aici, că face parte din destinul meu
să fac mai frumoasă viața copiilor din România. Și atunci mă duc mai departe, indiferent de consecințe. Cred că dacă Dumnezeu n-ar fi vrut ca eu să fac asta, ar fi găsit multe metode prin care să mă oprească, știi? Dar faptul că tu mă cunoști de atâția ani și vezi cum se deschid drumurile în calea mea și cum am crescut în toți anii ăștia, tu ești un observator care m-ai văzut din punctul ăla în care puneam cărămidă cu cărămidă și încercam să-mi imaginez întregul, e clar că dacă Dumnezeu vrea să te oprești, te oprește într-un fel sau altul. Nu cred că este despre noi. Nu stăm puterea noastră. Sunt momente în care obosim, dar momentele alea mă ridic. Dacă sunt foarte obosită, uite cum o să fac acum, mâine mă duc să mă odihnesc câteva zile, mă rup de tot și încerc să dorm mai mult, să mă plimb, să mănânc sănătos, să mă mișc, să citesc, să fac lucruri. Îmi dau momente de pauză și de respiro, ca pe urmă să mă întorc și mai determinată să fac asta. Cu forțe proaspete și cu un nou suflu. Exact. Când iei decizii importante, Mirela, te consulți cu cineva? Da, mă consult cu mulți oameni, deși fac ceea ce am simțit întotdeauna. Mă duc pe instinct, nu mă face nimeni să mă răzgândesc. Dacă eu am simțit ceva foarte puternic, nimeni nu mă face să mă răzgândesc și rezist tuturor încercărilor din exterior. Dar întreb întotdeauna și să știi că, de exemplu, eu învățam pe Maia un joc când era mică și în continuare ea își amintește chestia asta. Atunci când avem de luat o decizie importantă, trebuie să nu uităm că un lucru este văzut din fiecare unghi altfel. Și îi spuneam să se așeze la masă și să se gândească, uite, eu acum, dacă mă uit în față, te văd pe tine și văd geamul și văd grădina mea. Dacă mă mut pe locul tău, o să văd peretele din spatele meu. Dacă mă mut în dreapta, văd sufrageria. Și e bine când am de luat o decizie să încerc să stau în toate cele patru puncte cardinale ca să-mi dau seama cum să văd lucrurile. Dar de cele mai multe ori, și vorbesc cu prietenii despre ceea ce intenționez să fac, dar atunci când sunt decizii majore, pe care le simt în stomac, în inimă și simt așa cum tremură carnea pe mine de emoția unui nou început, decid automat. Foarte, foarte interesant și voi încerca să adopt și eu acest joc, să-l fac cu ai mei copii. Să știi că pentru ei e un fel de a le spune cum același lucru poate fi văzut din unghiuri diferite și cum copilul nostru nu trebuie să se supere dacă noi nu vedem ceea ce vede el, pentru că noi stăm în alt loc la masă. Și hai să schimbăm locurile și așa să te duc în locul meu și o să vezi ce văd eu. Da, așa este. Spune-mi, te rog, dacă la sfârșitul zilei faci un rezumat al celor întâmplate. Nu, și râd pentru că Maia mi-a sugerat să fac asta. De foarte multe ori seara ajung și zic, of, Doamne, cât aveam de făcut asta și n-am reușit să fac mai nimic. Și Maia zice, mama, pe bune, termină. Pune pe hârtie ce ai făcut astăzi. Dar nu pune pe hârtie am lucrat la aplicație. Pune pe hârtie și zi. Am filmat cu fetița Zurli 5 filmulețe. Am scris textul pentru reclama la nu știu ce. Am înregistrat emisiunea la Europa FM. Am stat de vorbă cu actorii pentru proiectul nu știu care. Puneți-le cu liniuță și la sfârșitul zilei o să vezi cât de multe lucruri ai făcut și nu te mai certa că n-ai făcut tot ceea ce ți-ai propus. Am făcut vreo două zile, dar n-am răbdare să fac asta. Dar nici nu mă mai cert, știi? Încerc să zic, ok, cât am putut să fac, am făcut, cât nu înseamnă că nu era important. Așa este. Care este ultimul cadou pe care ți l-ai oferit? Mie? Da? Astăzi, stai că ți-arăt. Vine înapoi, da? Abia aștept să văd să nu mai ochi și urechi. Uite, mi-am cumpărat trei cărți. Se numesc Trei femei.
dispensa, care îmi place foarte tare. Asta i-am cumpărat-o Maiei, If Cel Naiv, sunt poezii, ea iubește foarte tare acest autor și sunt cu autograf. Și Maia astăzi mi-a făcut cadou, știe că îl iubesc pe Gustav Klimt, este pictorul meu preferat și chiar dacă e jumătatea anului, a găsit acest calendar și mi l-a făcut cadou. Îmi fac cadouri și îmi cumpăr foarte des lucruri frumoase și flori. Foarte frumos, foarte frumos. Dacă ar fi să alegi un animal de companie ieșit din comun, ce animal ți-ai alege, Mirela? Nu cred că aș alege, pentru că știu că sunt foarte ocupată și nu mi-aș asuma responsabilitatea unui animal de companie pe care să-l chinui, să devină o problemă pentru mine. Nu, n-aș alege niciun animal de companie. Am avut căței, Maia și-a dorit foarte tare și încă mai avem un cățel de care are grijă o colegă de-a mea care mai are încă un cățel, că mi se părea trist să-l las singur când plecam de acasă și atunci am preferat să-i dau ei în grijă pentru că, știi, nu-mi place să țin oameni și lucruri care să mă facă pe mine fericită cu riscul că ei nu sunt fericiți cu adevărat. Și atunci prefer să îi las în spațiu în care să fie fericiți. Cred că asta înseamnă să iubești cu adevărat pe cineva, să nu îl ții pentru tine animalul tău de companie. Da, și uite, mi-a venit acum o întrebare. Cazul de zilele trecute, cazul vloggerului care a fost reținut. Spune-mi, te rog, crezi că va schimba, va responsabiliza oamenii care activează în mediul online sau va fi în continuare privit ca un sat fără câini, unde fiecare poate să jignească pe cine vrea, să spună ce vrea, fără să sau nu ești la curent cu cazul respectiv? Știu ceva despre povestea asta și tocmai pentru că nu știu foarte multe, nu vreau să vorbesc despre caz, dar vreau să spun că eu sunt un om de radio, fac asta de 25 de ani, iar cuvântul pentru mine este lege, e rugăciune, e... N-ai voie să te joci cu cuvintele. Dacă o să te uiți în tot ce înseamnă zurli, nu o să găsești în niciun cântec, în nicio poveste, în niciun text, un cuvânt nepotrivit, o expresie nepotrivită. Cântărim de 10.000 de ori fiecare cuvânt pe care îl punem în versuri, pe care îl spunem pe scenă, pentru că știm ce responsabilitate imensă creează asta. Eu, făcând radio toată viața, eu știu foarte bine cum ceea ce spui creează imagini. Tu când spui ceva, nu doar vorbești. Tu construiești în mintea celui care te aude sau te citește o poveste. Tu îl duci într-o zonă și ar trebui să fii foarte responsabil legat de asta. Eu cred că ar trebui să existe niște legi foarte clare care să îi pedepsească foarte grav pe cei irresponsabili care pun în pericol viețile copiilor noștri. Sau psihicul lor, care la o anumită vârstă poate fi foarte fragil și nu ne putem juca cu asta. Da. Mai conduci în traficul nebun din București? Am carnetul suspendat. Mai conduc. După 20 de ani în care n-am avut nicio abatere, dar nici o abatere măcar, nici un punct, mi-au luat carnetul pe 14 mai, într-un moment din ăla în care n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, dar nici n-am mai avut chef să înțeleg nimic. Știi, m-am dus pe principiu, înseamnă că dacă mie mi-a luat carnetul așa, direct, nici n-am mai stat de vorbă, înseamnă că are Dumnezeu un motiv pentru care mă lasă fără carnet în perioada asta și ok, bine, ia carnetul, mersi. Dar pe perioada când nu aveai permisul suspendat, care era
lucruri care te enerva cel mai mult la șoferii din trafic? Mi se pare că femeile sunt mult mai rele decât bărbații în trafic. Că mai degrabă o să găsești bărbați generoși să-ți acorde prioritate. Știi ce mă enervează cel mai tare în traficul românesc în general și în special în cel din București? Când șoferii nu se dau la o parte atunci când trece salvarea. Deci îmi vine pur și simplu să mă dau jos și să-i împing de acolo și spun tot timpul, poate e maică-ta în salvare, poate e copilul tău în salvare, oprește-te, dă-te la o parte, lasă salvarea să treacă. Cred că asta e chestia care mă enervează cel mai tare. Nesimțirea cu care rămân în continuare pe carosabil, deși se aude salvarea și stă salvarea și nu poate să treacă pentru că el nu s-a dat puțin mai încolo. Da, și eu am observat asta și nu știu ce motiv aș putea să-mi dau, cred că se blochează pur și simplu sau... Nu cred, cred că nu le pasă. Că îi vezi, adică îl vezi lângă tine și îi fac semn, dă-te la o parte și el ridică din umeri și în momentul ăla zic, poate-i maică-ta în salvare, da. Omule! Nu, că am sunat-o acasă, e bine. Da, da, da. Mirela, îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Cu drag! Vrei să mai transmiți ceva celor care ne privesc? Vreau să le spun că am acceptat cu drag invitația ta pentru că te apreciez foarte tare, pentru că ești unul dintre cei mai muncitori și serioși actori cu care eu am lucrat în ăștia 15 ani la Zurli, pentru că îmi place felul în care tu ai reușit să îți împarți bucuria de a munci și viața de familie. O cunosc pe soția ta și este un om minunat și mi-a fost foarte drag să fac asta cu tine pentru că te apreciez foarte tare și pentru că mă bucur că ți-ai păstrat curățenia și omenia care te-au caracterizat și ai rămas neschimbat de 15 ani. Mulțumesc frumos! Nu am apă aici, că beam pe toată, m-au luat căldurile. Mulțumesc mult pentru vorbele frumoase. Dar uite că am uitat ceva. O întrebare pe care o să o adresez tu prietenilor care ne urmăresc. Aș vrea să se gândească fiecare dintre ei atunci când își pun problema unei nereușite, indiferent despre ce este vorba, că au avut un eșec într-o relație, că au avut un eșec în profesie, că au avut un ceva ce nu le-a ieșit. Să se întrebe, și eu fac asta întotdeauna și le cer și oamenilor din jurul meu să își pună această întrebare. Ai făcut tot ce ținea de tine ca să reușești? Eu, răspunzându-mi la această întrebare, am reușit de foarte multe ori să accept că nu făcusem tot ceea ce ținea de mine și să revin asupra lucrurilor și să le abordez dintr-un alt unghi. Mulțumim tare mult, Mirela! Drag! Sunt sigur că și eu și cei care ne urmăresc vor avea multe de învățat de la tine. Îți mulțumesc încă o dată pentru participare! Să aveți o vară frumoasă! Să ne vedem sănătoși, să ne strângem în brațe și să privim cu optimism. Și nu uitați, astăzi este despre astăzi. Așa este. Mulțumim, Mirela, o zi bună și numai bine. Numai bine.